Stimați jurnaliști, onorate asistenți, în cadrul acestui briefing de presă mă voi referi la situația din sistemul educațional, dar și voi prezenta unele soluții pentru îmbunătățirea stării de lucru. În ultimii ani, situația în domeniul educației a degradat continuu. De când PAS a venit la guvernare în 2021, a fost comasată 4 instituții de învățământ, absorbite 13 și lichidate 16, dintre care 4 școli profesionale și 11 gimnazii. De asemenea, 4 instituții de învățământ superior, ca urmare așa zise reorganizări prin absorbție, și-au încetat de fapt activitatea. Este vorba despre Universitatea Agrară, Universitatea de Stat din Tiraspol, Academie de Administrare Publică și Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport. Așa zisele reforme ale PAS a agravat și situația institutelor de cercetare. Fuziunile operate de guvernare de fapt au condus la lichidarea a circa 20 de instituții de cercetare. Aceste institute nu numai au statut de persoană juridică, fiind doar părți mici și neînsemnate a entităților care le-au absorbit. Este gravă și situația cadrelor didactice. Pe lângă faptul că an de an avem un deficit pronunțat, peste 2000 deficitul de cadre didactice în 2023 și circa 1800 în anul curent, ce aproximativ 46.000 de profesori din sistem duc o viață la limita existenței. Politica defectuoasă promovată de Ministerul Educației prin politizarea funcției de șef a Direcției Educației în Răiane și prin organizarea concurselor pentru funcție de director pe criterii politice nu face decât să alunge anual din sistem sute de profesori. Situația nu mai poate fi tolerată, deoarece, în caz contrar, sistemul educațional pur și simplu va falimenta. Împreună cu colegii am elaborat un program amplu, implementarea căruia ne va permite nu doar stoparea declinului în acest domeniu important, ci și asigurarea bazei necesare pentru dezvoltarea sa în continuare. La concret, programul prevede dezvoltarea infrastructurii instituțiilor de învățământ, crearea spațiului prietenoase pentru elevi și studenți, asigurarea cu cadre didactice calificate pentru fiecare disciplină școlară, creșterea interesului absolvenților din instituția preuniversitară pentru profesia de învățător-profesor, motivarea financiară a angajaților din învățământ, asigurarea centralizată a cadrelor didactice cu materiale didactice și de specialitate, etc. În învățământul profesional-tehnic ne propunem implementarea unei noi formule de finanțare a instituțiilor. În prezent, finanțarea procesului de instruire în aceste instituții se realizează conform hotărârii Guvernului Republicii Moldova numărul 628 din 30 august 2023 privind metodologie de finanțare bugetare a instituțiilor publice de învățământ, conform căruia banul urmează elevul. Această politică financiară nu contribuie la dezvoltarea unui învățământ profesional, tehnic, calitativ, deoarece instituțiile sunt nevoite să păstreze în orice preț contingentul, indiferent de faptul dacă are elevul capacități să însușească materia sau nu. Noi propunem că finanțarea programelor de formare profesională să se realizeze în funcție de cheltuielile reale de formare a specialiștilor, dar nu doar în funcție de numărul de elevi. De asemenea, vom veni cu o nouă abordare a admiterii în instituțiile de învățământ profesional-tehnic. Vom propune că la stabilirea planului de admitere pentru fiecare specialitate, numărul de elevi să nu fie mai mic de 20. Astfel, se vor asigura necesitățile financiare de formare a unui specialist de înaltă calificare. În prezent, elevii din centrele de excelență și colegii sunt discriminați financiar comparativ cu elevii din licee. Ei trebuie să achită nu numai studiile ce asigură formarea competențelor profesionale, dar și implementarea planului de învățământ liceal. Noi propunem că taxa de studii achitată de elevi se include doar cheltuielile pentru formare profesională,
iar cei de cultură generală, ca și în liceele teoretice, să fie asigurate din bugetul de stat. De asemenea, vom asigura că salarizarea cadrelor didactice din învățământul profesional tehnic să fie la același nivel ca și învățământul general, dar și să li se acorde suma de 4.000 de lei pentru procurarea materialului didactic. În general, vom revizui sistemul de salarizare a cadrelor didactice. Acești oameni care depun o muncă enormă în educația tinerii generații trebuie să aibă un nivel de viață decent, dar nu să trăiască la limita sărăciei. Un set aparte de acțiuni va fi îndreptat spre asigurarea unui dialog normal între Ministerul Educației și Administrația Publică Locală. În regim de urgență ar trebui să fie inițiată discuții cu scopul de a identifica soluții pentru a păstra instituțiile de învățământ, dar nu de a le închide. De asemenea, se impune depolitizarea sistemului educațional prin promovarea în funcție cheie în bază criteriul meritocrației și concurenței sănătoase, dar nu a intereselor partenice sau personale. Educația trebuie să fie pilonul dezvoltării Moldovei. E timpul să facem totul pentru a ne mândri cu adevărat cu școlile noastre. Toate școlile din țară ar trebui să devină cele mai bune, iar profesorul ar trebui să ocupe cel mai important loc în ierarhie funcționarilor publici. Acestea sunt principalele teze ale programului cu care voi veni pentru a ameliora situația din sistemul educațional, dar și pentru a asigura dezvoltarea în continuare a domeniului. Iar la final, aș vrea să vin cu adresarea către corpul didactic. Уважаемые педагоги, ваша роль в воспитании молодого поколения исключительно важна. Именно благодаря вашему труду мы можем быть уверены, что новое поколение будет качественным и обеспечит достойное будущее нашей страны. Вы настоящие титаны нашего времени. Но, к сожалению, вы не получаете того уровня жизни, которого действительно заслуживаете. Обещаю вам, что сразу после вступления в должность президента я объявлю сферу образования приоритетом. Вместе с командой мы будем последовательно действовать для спасения образовательной системы и обеспечения достойного уровня жизни для учителей. Будьте уверены, это публичное обязательство будет выполнено. Спасибо за внимание. Вы мутсмес мут пентру отельцы.